Iar acum să mergem pe Valea Țibreșului, acolo unde a avut loc inaugurarea unei case tradiționale românești. Imobilul, achiziționat și restaurat prin contribuția Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, se va afla în administrarea complexului muzeal Bistrița Năsăud. La sfârșitul verii a avut loc în comuna Spermezeu de la poalele Țibleșului un eveniment mai puțin obișnuit. Sfințirea unei case muzeu, realizată în întregime pe spezele episcopului Macarie Drăgoi, în comuna sa natală. Casa este una bătrânească, restaurată ca la carte, iar exponatele au fost alese de chitor cu mare grijă și competență muzeografică. Va fi o casă tradițională cu cele mai frumoase și mai minunate obiecte pe care le-a moștenit din moși strămoși. Dacă nu le-am fi adunat aici, s-ar fi distrus în timp. Bineînțeles că le-am salvat de la pieire, de la dispariție, însă nu puteau fi salvate, nu puteau fi conservate neîncetat aceste obiecte tradiționale. Trebuiau așezate pe un făgaș și date în grija specialiștilor ca să le conserve și să rămână, sperăm, cât mai mult în timp pentru urmașii noștri. Beneficiarul și curatorul final este Muzeul din Bistrița Năsăud, iar de la directorul acestuia am aflat următoarele. Pentru mine e o onoare, o plăcere deosebită și cu siguranță o mare bucurie că astăzi aici să primim într-un mod oficial casa tradițională Episcop Macarie. În primul rând, cred că de această casă trebuie să bucure sătenii de aici, pentru că este o casă care este redată lor, o casă tradițională, o casă așa cum a fost a părinților și a strămoșilor lor. Urmă se vor bucura cu siguranță toți locuitorii județului și, în al, să spun, a treilea rând, întregește patrimoniul național. Este de lucru de care trebuie să bucure toți turiștii care vor trece pe aceste meleaguri. Sfințirea a fost săvârșită de un impresionant sobor de preoți, în fruntea căruia s-a aflat chiar mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuț. Că din râvna și din dragostea față de tradițiile noastre, față de trecutul nostru, preasfințitul episcop Macarie a cumpărat, a organizat acest muzeu al satului Spermezeu. Și noi îl felicităm din tot sufletul. Casa are spiritualitatea ei. Dacă în biserică ne rugăm în fiecare duminică, în casa noastră ne rugăm în fiecare zi. Și de aceea Sfânta Scriptură subliniază importanța pe care o are din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere religios casa noastră. Oamenii s-au bucurat de acest dar și au exprimat asta punând în lucrare o frumoasă tradiție orală. Cu apă din vântânele, cu jindila boldu.